mai a intrat oficial în catalogul de booking al Forward Agency, cea mai mare agenție de management și impresariat artistic din România. Ce înseamnă asta pentru tine ca artist? Ce beneficii îți aduce? Forward Agency împreună cu HAHA Production au colaborat pentru treaba asta. Eu sunt artist HAHA Production. Într-adevăr, cum spuneai și tu, Forward Agency sunt numărul 1 în momentul ăsta și nu doar în momentul ăsta, aș zice că de câțiva ani buni pe piață ca și booking și impresariat. Și sper să facem mulți bani împreună. Urmează să scoți un album nou pe care de mai mult timp vrei să-l tot aranjezi, tot înnoiești. Când va avea loc? Albumul este va fi al doilea album solo din cariera mea, după primul pe care l-am scos în 2007 și se chema Prin ochii mei. Ăsta se va numi Dăutare, am tot schimbat numele, se chema album, se chema Nu mai e timp, cum mi-ai amintit și tu. Dar acum așa rămâne, se cheamă Dăutare, îl voi lansa în toamnă, în septembrie și sunt concentrat doar pe el în perioada asta. Ce piese vor fi pe album? Păi single-urile pe care le-am scos până acum, de la Arată-le la toți, Iarna pe val, Parap, Frunzele și iarba, Țara arde și Dăutare, și până la 15 track-uri cel puțin câte va avea albumul, vor mai fi alte piese. Vrei ca albumul să iasă așa cum vrei tu? A ieșit așa cum ai vrut tu? Deocamdată nu l-am terminat. Ideea este că tot lucrez, cred că am 20 ceva de piese în momentul ăsta, dar vreau să le aleg pe cele mai bune. Sunt mulțumit, na, că altfel nu le-aș face. Ce invitați vei avea? Invitații sunt cei pe care îi știe toată lumea de pe single-urile pe care le-am scos până acum, plus alții gen Doc, va mai fi pe album, Don Baxter, Voltaj și single-ul pe care chiar acum îl scot în iunie, single-ul se cheamă Vocea ta, mă rog, și sunt mai mulți. În general colaborez cu prietenii și cu oamenii pe care îi apreciez. Videoclipuri? Te-ai gândit? Videoclip acum voi face unul nou la piesa Vocea ta cu Voltaj. Poți să ne dai un indiciu cum ce va fi, cum va arăta? Cred că trebuie să-l întrebăm pe Iulia Moga, că el se ocupă cu clipul și el știe mai bine. Este o idee mișto pe care mai bine o vedem decât să o povestim, că așa nu înțelegem clar. După lansare, cu siguranță va urma un turneu. Ce poți să ne spui despre... Da, turneul Dăutare, Forward Agency și cu... Și cu noi, cu HAHA Production, tot lucrăm la asta, l-am pus pe foaie, încă nu știm date fixe, dar din septembrie ne gândim să-i dăm drumul turneului. Voi fi în 10 orașe mari, acum locațiile și orașele fix le va afla fiecare din reclame și din ce mai punem noi pe paginile de Facebook, Cabron România, de exemplu. A intrat pe piața muzicală spre sfârșitul anilor 90, 98 mai exact, da, cu Codul Penal. Ce te-a făcut să treci la cariera solo? Atât eu cât și colegul meu Shobi, colegul meu cu care am înființat trupa, ne-am gândit că ar fi mai bine să mergem pe drumuri diferite la un moment dat, pentru că ideile noastre nu se mai intersectau. Temele și stările pe care le puneam în piese nu se mai intersectau și atunci am zis să mergem fiecare măcar pentru o perioadă pe drumul lui. Sunt mai mult ca sigur că vom mai scoate un album Cod Penal. Ai avut colaborări cu artiști, foarte mulți artiști de la noi din țară, cu Puia, cu Sișu, cu Esențial, cu Cam cu Shaki, toată lumea, cam cu toată lumea, Pașia, Man, cam cu toată lumea din rap. Mai, cu cine ai mai vrea să mai faci? Și din alte genuri de muzică? Din România, sunt mulți
care aș lucra, cum sunt și cei de afară. În România mi-e mult mai ușor să-l colaborez cu cineva, cu cineva de afară, gen, nu știu, Snoop sau Eminem sau nu știu, e mai greu, aproape imposibil. Rap-ul este o muzică care transmite multe mesaje. Crezi că mesajele tale ajung la publicul tău? Păi atâta timp cât piesele merg pe radio, sunt cerute și cât facem milioane de vizualizări pe YouTube și nu numai, eu zic că mesajul ajunge și mulți se regăsesc în mesajul pe care eu îl transmit. Rap-ul transmite mesaj de la bucurie, tristețe până la diferent ce stări trece artistul respectiv. Și na, sper să, să se regăsească cât mai mulți. Tocmai de-aia facem eu unul, fac piese și pentru main, videoclipuri, investim în videoclipurile pentru mainstream, pentru radio, pentru TV, pentru, mă rog, și pentru premii. Așa, și, dar eu fac și videoclipuri pentru fanii mei underground, ca să zic așa, care vor să asculte rap-ul pur. Vorbeam de videoclipuri, de internet. Foarte multă muzică se piratează. Pentru noi, la un moment dat, ne-am făcut frate cu dușmanul, ca să zic așa, și cumva ne-a prit treaba asta cu internetul. Că într-o perioadă, pe radiouri, nu prea mai intra muzică rap, până la Puia cu undeva în Balcani, și atunci singurul lucru unde și singurul mod de a ne asculta lumea era să ne punem piesele pe internet. Acum nu știu dacă contează foarte mult că ți-a apărut piesa pe net sau că nu ți-a apărut. Important e să o asculte lumea și să mergem la concerte. Care sunt planurile tale în continuare, următorii pași? Păi, deocamdată sunt axat pe albumul ăsta pe două tare și pe turneu și cam atât. Mai mult de atât, nu vreau să stau să mă gândesc la un alt album, la un alt gen, la o altă schemă. Nu. Eu stau liniștit, gata. Oricum, iau o pauză după album. Albumul oricum va fi lucrat și este lucrat, de fapt, 100% la HaHa Production. Împreună, mă rog, cu Smiley, cu Max, cu Baxter, cu toți prietenii și producătorii de aici. Și eu zic că va fi un album de calitate. Tot ce este de la noi e de calitate. Atunci, mult succes. Mulțumesc frumos. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult.